Iubiții mei prieteni, vă salut din nou la o nouă lecție din cursul Apocalipsa. Și cred că n-ați uitat că suntem la partea a treia a istoriei lui Israel, perioada de la împărați până la Domnul Iisus. Lecția numărul 24 din cursul nostru. Și mai înainte vreau să facem un pic de recapitulare. Zic eu că vă amintiți prima parte a istoriei lui Israel, unde am vorbit despre crearea omului, despre alegerea lui Avram și am mers alături de evrei până în robia egipteană. Apoi, de la robia egipteană până la judecători a fost tema lecției precedente. Pentru cei care nu ați fost cu noi de la început, chiar vă invit să priviți și prima temă și a doua temă, fiindcă veți afla istoria lui Israel de la început până la sfârșit și nu doar. Veți vedea care e scopul cu care Dumnezeu s-a gândit să ne creeze pe noi. Dacă, iubit ascultător, nu știi care e scopul vieții tale, te invit să privești lecția 1, 2, 3, chiar 4 și vei afla de ce te-a creat Dumnezeu în această lume, de ce existi. Astăzi vom vorbi despre această perioadă de la judecători, da, împărați, până la Domnul Iisus, până la nașterea Domnului Iisus. Și dacă dă Dumnezeu sănătate data viitoare, vom vorbi despre ultima perioadă a istoriei lui Israel, și anume de la Domnul Iisus până la sfârșit. Vom vorbi și despre zilele noastre, așa că fiți alături de noi. Fac o mică paranteză pentru cei care nu cunoașteți, deja sunt 24 de lecții puse în playlist-ul cu Apocalipsa, vă invit să le priviți pe toate. Veți afla cine a scris Apocalipsa, când a scris-o, de ce, și veți urmări istoria celor 7 biserici, apoi 666, Babilonul, Antichrist. Aici găsiți toate lecțiile din cartea Apocalipsa. Și plus, puteți pune comentarii la care vă răspund cu mare drag. Tot ce găsiți pe acest portal, pe acest canal, e din Sfânta Scriptură. Nu e aderat nici la o confesiune, nu vreau să bat apropouri pentru nimeni și nimic, pur și simplu vreau să învățăm Biblia, așa că doritorii care vor să învețe Biblia curată, vă invit să vă abonați la acest canal. Haideți să mergem mai departe, deci suntem la perioada împăraților până la împărăția lui Israel. Foarte interesant. Primul împărat îl găsim la 1 Samuel, de la capitolul 13 până la 31, și acest împărat este Saul. Acest împărat mândru, cu un cap mai înalt decât toți evreii. Un împărat deosebit. Dar care știm că n-a împlinit scopul lui Dumnezeu și împărăția, după cum i-a spus și Samuel, a fost ruptă de la el și dată altuia mai bun decât el. Cine a fost acela? Știți cu toții că a fost David, omul după inima lui Dumnezeu. După David, vedem că împărățește Solomon, cel mai înțelept om care a existat până la el și după el n-a mai fost altul. Un om cu înțelepciune deosebită, vă invit să citiți istoria lui, de la 1 împărați 1 până la 11, găsiți lucruri foarte interesante despre acest împărat. Dar cu părere de rău, împărăția a fost divizată, împărăția a fost ruptă de fiii lui Solomon, Roboam și Ieroboam. Și anume, a fost ruptă în două. Împărăția din nord cu capitala la Samaria, au fost 19 împărați, 10 seminții, și împărăția de sud, capitala la Ierusalim, unde au fost 20 de împărați și au fost 2 seminții. Deci, de aici încolo veți întâlni în Biblie împărăția de sud, de nord, sub numele Iuda, Israel, da? Au ales ca să rupă în două și de aici n-au mai mers cele 12 seminții împreună. Punctul 3. Robia din cauza neascultării. Întotdeauna, iubiți ascultători, neascultarea noastră față de Dumnezeu aduce cu sine pedeapsa. Și în cazul nostru vedem robia din cauza neascultării. Lucruri care le găsiți în cartea Daniel, în cartea Ezechiel. Vedem că sunt luați în robie de către Samansar al V-lea, da, al Asiriei, în anul 722 înainte de Hristos.
Și această luare în robii a fost în trei etape. În prima etapă, Daniel și prietenii lui se duși în robie. Vorbim despre anul 605 înainte de Hristos. Deci a fost luată elita, tinerii, cei mai înțelepți. A doua etapă, Ezechiel plus 10.000 de înși duși în robie, peste 8 ani, anul 597. Și a treia etapă, în 586, Ierusalimul este distrus, da, de către babilonieni. Dar nu se sfârșește tot aici. Dumnezeu are un plan cu evreii și îl duce la bun sfârșit. Vreau să urmăriți firul roșu de la început. Iată ne ajungi la punctul 4, întoarcerea din robie. În anul 536 înainte de Hristos, Zorobabel se întoarce și începe rezidirea templului. În 516 înainte de Hristos, adică în 20 de ani, acest templu este terminat. Apoi, în 445 înainte de Hristos, Neemia, paharnicul, se întoarce la Ierusalim, călăuzit Dumnezeu, și reface zidurile prin minune în 52 de zile. Cu mari împotriviri, dar Neemia reușește să refacă aceste ziduri. De ce? Că Neemia era foarte înțelept? Da, poate. Dar în spate era un Dumnezeu care urmărea un scop de la Adam încoace. Vreau foarte mult, dragii mei, să nu uitați că Dumnezeu nu cunoaște istoria. Dumnezeu face istoria. Așa că se merită să ne încredem într-un așa Dumnezeu. Punctul 5. Tăcere timp de 400 de ani. Poporul evreu n-are nicio revelație de la Dumnezeu. Niciun cuvânt, niciun înger, niciun proroc. Tăcere timp de 500, de 400 de ani. Da? După cum am spus, de la Maleahi, 400 de ani de tăcere. Dar această liniște este întreruptă de îngerul care îi vestește lui Zaharia că va avea un fiu, și anume Ioan Botezătorul. Zaharia nu a crezut, fiind bătrân, soția lui fiind stearpă, a spus că nu crede, la care a fost pedepsit, dacă pot să spun așa, a fost mut până la nașterea fiului său. Și măcar că restul îi spuneau să-i pună alt nume, Zaharia rămâne ascultător și îi pune numele Ioan. Ioan fiind verișorul Domnului Iisus. Apoi punctul 6, acest punct este ultimul din lecția noastră, este venirea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus, dragii mei, a venit pe acest pământ într-un mod smerit, să naște într-un grajd, este culcat într-o iesle. Întrebarea de ce? Să împlinească marele scop al lui Dumnezeu. De ce în grajd? Ca fiecare să aibă acces la el. Și eu, și tu, și fiecare om, fie că e bogat, fie că e sărac. Fie că e sărac, ca cei păstori au avut acces ca să-l vadă, fiindcă era în grajd în iesle, fie că au fost bogați ca cei magi. Da, au avut acces. Deci nimeni nu poate să scuze că nu poate să ajungă la Iisus. Nu, Iisus s-a născut într-un mod smerit, a trăit într-un mod smerit ca fiecare din noi să avem acces la El. Ioan 1 cu 14 găsim scris că evreii nu-L recunosc ca Mesia. A venit la ei săi, dar ei săi nu L-au primit. Fac aici o mică paranteză. Atunci când vine Antichrist, atunci evreii îl primesc ca și Mesia, acel care aduce pace. Vă rog să rămâneți cu noi pe acest canal, cei care nu sunteți abonați, să vă abonați, fiindcă vom vorbi lecțiile următoare despre Antichrist, pe care lumea și cel mai important evreii îl vor primi ca și Mesia. Va încheia un tratat de pace, un legământ pentru 7 ani, dar după 3 ani jumate rupe acest legământ. Și atunci evreii în Matei 24 sunt îndemnați de Domnul Iisus ca să fugă, să fugă ca să-și scape viața. Va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de când în lumea nici n-a să fie. Acest necaz mai este numit necazul lui Iacov, dar vom vorbi și despre el în viitor. Azi, nu uitați, suntem la poporul Israel, istoria lui Israel. Apoi, Iisus Hristos este răstignit, pus în rândul celor fără de lege. Acela care n-a cunoscut păcatul este pus în mijlocul sau în rândul păcătoșilor. Este atârnat pe o cruce de lemn, ceea ce însemna blestemat.
blestemat, nu avea dreptul să atingă pământul, nici cerul, pus între cer și pământ. A murit dragul meu, Domnul Iisus, în locul meu și al tău. Gândește bine la acest lucru. Și toate acestea cu un singur scop, să te ajute pe tine și pe mine și poporul evreu, ca să împlinim marele scop sau marea chemare a lui Dumnezeu pentru fiecare muritor. Ioan 20, Domnul Iisus nu rămâne în mormânt glorificat să fie numele Lui. Învierea Domnului Iisus, biruința asupra morții și a păcatului. Și spune la Corinteni 15, dacă a înviat Hristos, vom învia și noi. Mare nădejde, dacă n-a înviat Hristos, îi vai de tot creștinismul nostru. Matei 28, fapte 1, aici întâlnim înălțarea Domnului Iisus la cer. Mare trimitere, duceți-vă și faceți ucenici. Toți aceia care vă numiți, care ne numim credincioși, trebuie să îndeplinim această poruncă. Să mergem, să facem ucenici din toate neamurile. Mulți vă supărați atunci când vă spun, hai la donare, haideți pocăiți-vă, botezați-vă. Mulți poate spuneți, mai săturat Alexandru, poate mai schimb tema. N-am alte teme mai bune decât asta. Asta e mare trimitere. Și ceea ce vă vestesc, ceea ce vă spun, ceea ce auziți din gura altor credincioși, credeți. Fiindcă Domnul Iisus a murit ca noi să trăim și marea poruncă a fost să ne ducem să facem ucenici din toate neamurile. Nu să facem baptiști, nu să facem ortodoxi, nu să facem, eu știu, catolici sau alte confesiuni, să facem ucenici ai Domnului Iisus care trăiesc așa ca Iisus. Apoi în fapte 2:1-29 îi pogorirea Duhului Sfânt. Și în fapte 2:37-47 nașterea sau startul bisericii. Și acum, dragii mei, biserica este alcătuită din neamuri și evrei care s-au pocăit, care au crezut în Domnul Iisus. Vezi Efeseni capitolul 2. Deci această taină mare, spune Pavel, vorbesc despre Hristos și biserică, e o taină mare, acești doi s-au făcut una, cum? Prin Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul Sfânt acest scop l-a avut, ca din doi să facă unul. Noi toți spune că am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup care este biserica. Am ajuns și la fin lecții, la concluzie. Privind la istoria lui Israel, observăm că Dumnezeu nu s-a abate de la scop propus încă de la Adam și îl trimite pe singurul său fiu ca să moară pentru omenire, ca aceștia, oamenii, prin credință în El să poată face aceste trei lucruri. 1. Sau A. Să reflecte, să exprime chipul Dumnezeu. B. Să fie roditori, nu doar să dea naștere la ființe umane, ci să producă, să rodească oameni care seamănă, care reflectă chipul lui Dumnezeu. Și apoi C. Să stăpânească în viață toată creația și nu să lase stăpâniți de nimic în afară de Creator. Ceea ce n-a putut fi realizat prin lege, Israel, acum se rezolvă prin jertfă, Hristos. Hristos a murit ca să împlinească marele scop al lui Dumnezeu. Și te rog frumos, ține minte acest ABC-ul, ABC. Fiecare dintre noi suntem chemați să-L reflectăm pe Dumnezeu, să fim roditori și să stăpânim, să domnim în viață cu Hristos. Și toate acestea poți să le faci doar prin jertfa Lui. Ați observat că evreii n-au putut să îndeplinească acest scop? Adam n-a putut, legea n-a putut, de aceea a fost nevoie de jertfă. Doar prin Hristos poți îndeplini scopul lui Dumnezeu cu tine. Chiar Hristos spune la Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Și acum, dragii mei, aplicare foarte, foarte importantă. Deschide Biblia, citește și apoi închide Biblia și trăiește. Haideți să vedem cum aplicăm această lecție. Eu cred că ați înțeles din primele trei părți ale istoriei lui Israel că Dumnezeu are un scop cu oamenii, cu omenirea întreagă, inclusiv cu tine și cu mine. El vrea ca fiecare om care se naște pe acest pământ să facă trei lucruri. Ține-le minte. Să reflecte, să exprime chipul Dumnezeu, să fie roditor și trei, să stăpânească în viață toată creația și să nu lase stăpânit dependențe, da, de nimic afară de Creator. Acum suntem stăpâniți de țigară,
suntem stăpâniți de droguri, suntem stăpâniți de curvie, de goană după bani, eu știu, fumat, orice altceva, numai nu de Dumnezeu. Singura stăpânire, singura dependență care este justificată, e dependența sau legătura asta strânsă cu Dumnezeu, fără El nu poți. În rest, nu mai spune cuvintele, nu pot fără internet, nu pot fără țigară, nu pot fără băutură. Asta arată că tu nu împlinești scopul lui Dumnezeu. Dar poate chiar nu poți. Și îți spun de ce. Fiindcă nu L-ai primit pe Hristos în inima ta. El este acela care te spală, îți curățește viața, inima, mintea, metanoie, schimbarea minții și îți dă o viață frumoasă și binecuvântată. Dragul meu, uite bine la viața ta. Oprește un pic din toată alergarea și întreabă-te. A. Se vede Dumnezeu în mine? Seamăn eu cu Dumnezeu? Reflect pe Dumnezeu? B. Sunt eu un om roditor? Aduc roade pentru Dumnezeu? Așa a spus Hristos, cine nu adună cu mine, risipește, rodesc eu ceva. C. Stăpânesc, domnesc în viață cu Hristos sau mă las eu stăpânit de tot ce înseamnă păcat? Dacă ai răspuns cu da la aceste întrebări, Domnul să te binecuvânteze. Ești pe calea bună. Dar dacă ai răspuns cu nu, dragul meu, atunci te rog să nu te grăbești. Îngenunchează înaintea celuia care a murit pentru tine, ca tu să poți fi fericit și să poți îndeplini scopul cu care ai fost creat. Nu te grăbi. Azi pocăiește. Acolo unde ești, spune, Doamne, vin în inima mea. Vreau și eu să reflect chipul Tău. Vreau și eu să fiu roditor. Vreau și eu să stăpânesc, să domnesc în viață. Dă-mi, Doamne, puterea asta. De aceea a murit Hristos. Asta înseamnă creștinism. Domnul îți dă har și multă putere. Dacă dă Dumnezeu sănătate, iubiții mei, la lecția viitoare vom da răspuns la următoarele întrebări. Ce se va întâmpla cu acest popor până la sfârșit, poporul Israel? Deci, suntem la istoria lui Israel, partea a patra. Ce se va întâmpla cu promisiunea Domnului? Tot Israelul va fi mântuit. Vor ajunge evrei să împlinească marele scop pentru care au fost aleși, și anume acel ABC-ul, să reflecte chipul lui Dumnezeu, 2. Să rodească pentru Dumnezeu și 3. Să stăpânească împreună cu Dumnezeu. La acestea și multe alte întrebări profetice vom afla răspuns la lecția viitoare. Și la final, dragii mei, în lumea aceasta plină de tulburări, haideți să studiem Apocalipsa împreună, cartea care ne promite fericire. Cartea care ne promite pacea al Dumnezeu care întrece orice percepere. Nu vă temiți de Apocalipsa. Abonați-vă la acest canal să studiem împreună. Eu sunt gata să vă ajut. Dacă aveți comentarii, scriți-le. Nu uitați și apăsați și clopoțelul pentru ca să primiți notificări când apare lecția următoare. Aici vor apărea toate lecțiile din Apocalipsa. Așa că priviți, distribuiți și fiți binecuvântați!